Anatolie Prohnițchi, președintele Partidului Verde Ecologist, anunță pe o rețea de socializare că și-a depus setul de acte pentru înregistrarea în calitate de candidat pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Totodată a fost depusă lista pentru Consiliul Municipal Chișinău. Anatolie Prohnițchi spune că unele dintre proiectele pe care planifică să le implementeze dacă va ajunge la șefia capitalei au scopul de a face Chișinăul mai verde și mai european. Calitatea aerului în Chișinău efectează sănătate. Noi așa zicem că nu o simțim, dar o simțim când mergem la medic și la farmacie. Ar fi și tineretul oferi mai multe oportunități pentru a se ocupa cu sportul. Militar de carieră, Anatolie Prohnițchi și-a desfășurat activitatea profesională în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind comandant de brigadă a trupelor de carabinieri și șef adjunct al Direcției Pază de Stat. Și-a început activitatea politică în 2007. Prohnițchi a anunțat pe pagina de Facebook a formațiunii politice pe care o conduce că el și colegii săi din sate și orașe au depus cererile pentru înregistrarea în cursa electorală. Până acum, 12 candidați care pretind la fotoliul de primar general au fost înscriși în cursa electorală. La alegerile locale generale din 5 noiembrie urmează să fie aleși aproape 900 de primari și circa 11.000 de consilieri locali.